Minus 31 de grade Celsius au fost înregistrate în noaptea de miercuri spre joi la stația meteo din întorsura Buzăului, cea mai scăzută temperatură din actualul sezon de iarnă. Potrivit meteorologului de serviciu, minima a fost înregistrată între orele 6:30 și 7 dimineața, iar ulterior temperatura a crescut ușor. Prognoza meteo indică faptul că gerul va mai persista câteva zile în zona întorsurii Buzăului, unul dintre polii frigului din România, supranumită și Mica Siberie, din cauza temperaturilor extrem de scăzute ce se înregistrează aici în fiecare an. Spre exemplu, pe 8 ianuarie 2015, la întorsura Buzăului au fost înregistrate minus 34,6 grade Celsius, iar pe 10 ianuarie 2017 minus 32 de grade Celsius. Oficial, cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultima jumătate de secol în județul Covasna a fost de minus 35,8 grade Celsius în 8 februarie 2005 la întorsura Buzăului, record care nu a mai fost atins din anul 1939. Frigul va persista și în următoarele zile, anunță meteorologii. Meteorologii au anunțat că în următoarele zile codul galben de vreme rece va continua și se vor înregistra frecvent temperaturi cuprinse între minus 25 și minus 18 grade Celsius în zonele vizate. Abia începând de duminică, temperaturile vor începe să crească, relatează acasă.ro.